Fetițe dulci, ca-n București, în toată lumea nu găsești. Privește drept în ochii lor și-ai să citești povești de-amor. Povestea lor nevinovată, e un băiat iubea o fată. Cum ai putea să nu iubești fetițele din București? Vreau să încep prin a spune că sunt foarte bucuros că v-ați adunat aici într-un număr atât de mare. Ce vreau să menționez? Motivul pentru care sunteți aici, cu toții, este faptul că aveți calitatea de a fi diferiți. Bun, să începem. Ce părere aveți despre culoarea de viață? Nimeni? Cineva? A, mai bine zic. Culoarea e tot ce poate fi mai frumos pe lume. Culoarea înseamnă viață, e fascinantă. Corect. Mă numesc Anabel. Ne-am soarcă, nu? Uite ce. Vezi voi, eu sunt orb. Da, sunt orb. Dar cu toate, astea... îmi trez viața la fel de frumos ca voi. Asta e partea interesantă. Cum percep eu culorile? Cu talentul. Tot te uiți pe foaia. Da, adevărul e că nu sunt oameni. Dar există oameni cu adevărat invalizi din punctul acesta de vedere. Cum își trăiesc ei viața? Adică și-o trăiesc la fel de frumos ca voi, nu credeți? Da. Culorile reprezintă diversitatea. Printr-o varietate de culori putem crea asemenea unui pictor un peisaj plin de viață, peisaje viețuitoare. Păi există și atâtea tablouri pictate în culori. De fapt există filme, alb-negru. Sunt de acord cu ideea de diversitate. Culorile sunt asemenea oamenilor. Sunt diferite, dar atât de frumoase. Fiecare are rolul ei într-un film, într-un tablou, în viață. Oamenii colorează viața. Mă numesc Isel. Tu ești din Siria. Ai spus Siria? Ești din Siria? Da, familia mea a părăsit Siria aproximativ cu 2 ani în urmă. Nu erau condiții bune de trai, așa că au hotărât să ne mutăm aici, în Germania. Tatăl meu oarecum și-a dat seama de ce urma să se întâmple și unde se va ajunge și ne-a luat destul de mult să evadăm. În țara ta mor zilnic mii de oameni.
De ce nu ia nimeni măsuri dacă există oameni precum tatăl tău? Un fost coleg a fost să viteze Parisul și acum e la spital în comă. Și asta numai din cauza voastră, pentru că sunteți niște barbari. Nu mai țipa la ea, nu-i vine aici și nici a familiei ei. Cum poți să vorbești așa? Doamne, tu nu gândești? Vă rog să vă liniștiți. Ne pare tuturor rău de ce s-a întâmplat prietenului tău și familiei sale, dar nu trebuie să tragem concluzii pripite. Da, Dominic? Și vă rog să nu mai țipați unii la alții. Oamenii lucrați nu fac așa. Bun, eram la vorba de culori. Unde am rămas? La diferențe dintre oameni. Despre asta mi-a vorbit și Sel. Și sunt total de acord cu ea. Nu, bine punctat, Sel. Oamenii chiar, da, chiar colorează viața. Ce observați când vă uitați în jurul vostru? Că suntem diferiți? Că fiecare gândește diferit. Facem parte dintr-un tablou? Reprezentăm culori diferite și colorăm imaginea unui tablou frumos. Și cum vă simțiți când știți că sunteți de naționalități diferite? Păi, spune tu. Bani, tu. Sau bine, ai spus că suntem de naționalități diferite? Da. Păi noi doi suntem americani. Și nu sunteți din state diferite? Ba da, eu sunt din Pennsylvania și el din Alabama. Așa e, ei sunt americani, iar noi suntem europeni, francezi, români. Cum de l-am observat până acum? Bingo! Sunteți europeni. Mai precis, cetățenii ai Uniunii Europene. Ar putea spune că asta e o asemănare, nu? Adică... Adică facem parte dintr-o Uniune State. Foarte da, bine. Da, e o asemănare. Și acum aș vrea diferențele. Și totuși, de ce spui că suntem frați? Adică, doi francezi care sunt din același popor pot înțelege că sunt frați, însă un german și un francez, de exemplu, cum pot fi frați? E exagerat. Urmând, de exemplu, Anabelia, am putea spune că Andrew și George sunt frați? Nu. Nu. Și totuși, voi băieți, ce spuneți despre asta? Vă considerați frați? Da. Da! Păi, de când mă știu, răspund că sunt american, până să mă mut în Germania, am învățat aceeași limbă, aceeași materii. Avem aceeași istorie. Adică, aceeași strămoșă. Aceleași drepturi, același stand, im, monedă. Nu avem graniță, e ca și cum am fi toți același popor. Suntem americani. Păi noi avem granițe și nu vorbim aceeași limbă. Poate că avem granițe, dar cea mai vorbită limbă în Europa este engleză. De asemenea, avem moneda comună euro. Păi nici graniță nu avem noi, țările Uniunii Europene. Adică avem drepturi și legi comune, dar diferă de la stat la stat. Iar Constituția unui țară trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să adere la Uniunea Europeană. Foarte bine, Sofia. Avem chiar și o istorie comună. Vestitul Imperiu Roman, care a cutreierat continentul european. Dacă aș face parte din UE, am fi frați, dar mă bucur momentan că locuiesc aici, în Europa. Aici oamenii sunt educați și se pot bucura de pace și de liniște. Sunteți cu toții foarte norocoși pentru faptul că v-ați născut aici. Corect. Foarte bine punctat, Isen. Mă bucur că sunt european, sunt mândră. Și eu mă bucur că deja ați început să vă numiți europeni. Dar ce se întâmplă cu cei ca Isen sau Andrew și George, care nu fac parte din această uniune? Păi, chiar dumneavoastră ați spus că SUA ajută UE, cât și alte țări la menținerea păcii. Iar oamenii care sunt deschiși la minte, care au o altă mentalitate, orice naționalitate ar putea să ajute să pictăm un tablou mai frumos. Sper să mă vedeți și pe mine așa, fiindcă eu chiar îmi doresc să fac parte din această comunitate. Mă bucur că ați ajuns cu toții la această concluzie și mă bucur că ați găsit și o rezolvare la problema aceasta. Uniunea Europeană ar trebui să însemne pentru voi unitate, libertate și fraternitate.